Salut! Sunt între 11-a lună în care stau în casă. Trece foarte ușor. Tot secretul este să ai program foarte strâns, să fii ocupat toată ziua. Și sunt foarte ocupat. De exemplu, ieri, un amănunt, una din camerele web care mă urmărește, a picat în freză. A, nu, n-a picat în freză. Vreau să fac o setare și am descoperit că nu mai știu parola. Cine a băgat parola? Eu. Am încercat cu parolele obișnuite, n-a ținut. Și atunci rezolvarea. Descărcat de pe internet o distribuție Linux Ubuntu. Foarte bună și foarte ușor de instalat. Care merge și live. 2,7 GB. Azi pun CD și la unul din calculatoare l-a rulat. Și am intrat, am atașat, am scos compact flash-ul de la Raspberry ăsta care nu mai mă descurcam cu el. L-am băgat pe un stick USB, îl deschis, intrat în etc, căutat MSF config și găsit acolo unde spunea parola în clar, care în caz concret la mine nu spunea nimic. Deci, practic, nu aveam parola. Mi-a luat puțin timp, dar rezolvat-o. E plăcut să fii ocupat într-una, nu știi când trece timpul. Ce încerc acum? Să mă repun în punct de vedere fizic cât de cât în parametri. Am descoperit că am probleme să mă urc pe un scaun. Da. Aici, în copilărie, în Brașov, eram la atletism. Unul cu umăr. Și la încălzire, ce ne punea să facem? Să alergăm până sus pe tâmpa, să ne urcăm pe piatra acolo cât eram, să urlăm în cor. Domnul cu umăr! Și ăla de jos se uita la noi, ne număra, băga două degete în gură, fluiera o dată lung și începeam antrenamentul. Și acum nu mă pot urca pe scaun. Mă bâse. Instabil. M-a deranjat treaba asta. Și atunci am început iară să mă activez. Am bandă de alergat, am pus-o iar în funcțiune. O bară de care mă pot agăța, pe cum mai mult tamba. Și cel mai rău a fost ca să încercăm să mă ridic în brațe, tracțiunea. Am reușit față de data trecută să mă dezlipesc de pe pământ, adică mă bălangăneam, dar mai sus canci. Urmăresc ca să ajung la vechea realizare să pot face 10 tracțiuni în braț. De-ai de lucru. Mai de mult am mai făcut treaba asta odată și nu reușeam să mă dezlipesc de pământ. Și atunci am luat cântarul, l-am pus sub bară, m-am urcat pe cântar, am tras pentru tracțiune și m-am uitat în jos. Pe cântar mai erau 14 kg. Mă distrez. Mi-e foarte greu ca să postez. Vedeți că am ajuns la semnarea 293. Corect, e 1293. Vă dați seama, de 1293 de ori am făcut pe secretarea dactilografă ca să... Asta, măcănitul ăsta merge simplu, o jumătate de oră și am terminat. Dar până reușesc să urc pe net, mi s-a cam azrit. Nu mă uit pe internet la oamenii politici, că mă apucă de amblouă și să-i tot sancționez pentru altă variantă de tâmpenie. Aștept. Însă a apărut un subiect care m-a scos din tăcere
m-am confruntat cu doi negustori. Unul din ei e prost. Unul e bun. Și mă rezum să prezint situația. Vedeți, am trecut un prag, 94.000 de vizitatori unici. Așa se ta controla încât te înregistrează prima dată când vii. Ulterior, zice, 94.000. Mulți. Puțin față de lipsa de reclamă care mi-o fac. Despre ce e vorba? Am vrut, vedeți, mai jos sunt două poze. E o poză în care apar două LED-cone. Prețul, 27 de lire englezești, sau varianta românească, 144 de lei. Am un intermediar în Anglia, care l-am pus să ocupe de treaba asta. Am văzut ce îmi cumpără și am, cu toate că era o rubrică acolo, ce tip de ștecher vrei, și am bifat UE, aveți și posibilitatea o, net, o notiță. Rog multă atenție ca să fie ștecher UE. Că ăla care era original era ștecher ăsta pentru Anglia. Vedeți poza din dreapta. A venit ăsta, funcționa, dar avea ștecher de ăsta, de Anglia. Prin intermediarul meu din Anglia, am luat legătura cu chinezul și am trimis o captură în care arătam că eu am cerut expre și am și precizat ștecher obișnuit. După o zi am primit un mail, un mesaj automat, în care spune că a luat tot la cunoștință, se ocupă de treaba asta. Am așteptat. Timp încă o zi, un mail automat, vă trimite în returul. Bine. A ajuns returul în Anglia, din Anglia a ajuns la mine. Ce era în retur? Ce se vede în stânga? Încă un LED-con. Cu două pensete, cu fludorul de rigoare și cu pompa de fludor. Negustorul chinez asta a simțit nevoia să facă. Că n-a căscat ochii. Am fost șocat. Dacă era în România, eventual îți trimitea în pachet un ștecher. Taie capul, pune ștecherul. Hai! Dacă era un negustor mai prost, îți trimitea leconul întreg cu ștecher. Asta să nu-și oprească nici măcar o pensetă. Prost! Și acum am două leconă. Deci nu știu ce fac cu al doilea. Bun, varianta RO. Am cumpărat niște motorașe servomotoare pentru un proiect. Și unul din ele era blocat. De unde? Din magazin. Era imposibil să fost folosit. Am luat legătura cu negustorul. Și a început un dialog îndelungat. Pe 27 ianuarie. M-am grăbit să dau calificativul perfect, dar două motoare sunt blocate. Precizez că anterior am mai cumpărat niște motoare de tipul ăsta și chiar fără alimentare puteai învârti așa. Tipul a răspuns prompt. A, n-a răspuns. I-am mai trimis încă un mail. Din păcate, servomotoarele nu se pot folosi. Și am trimis cu poze ce am testat, că nu se pot folosi.
Mi-a răspuns. Trimiteți o sesizare la adresa comenza@xxx.ro, specificați numărul comenzii împreună cu descrierea problemei. Păi, eu o descrisesem. Iar îmi răspunde tipul, după ce i-am zis eu, ați încercat acționarea servomotoarele electrice? Am întâlnit servomotoare care par a fi blocate la acționarea manuală. În paranteză, nu recomandăm forțarea lor. Eu, printre alte multe treburi, am și vreo 3 ani de mecanică în facultate. Și m-am confruntat cu asta. Nu există ca un angrenaj, un demultiplicator, cum e cazul ăsta, să se blocheze. Nu există. Dacă el e făcut ca lumea. Și este montat ca lumea. Și mi explică că o treabă de reducție la axă exterioră și o aliniere incorrectă a angrenajelor. Cum dracului se pot alinia corect și sau incorrect angrenajele când ai cuplat unul într-altul? Nu înțeleg. Cam numai 2-3 ani de mecanică. Și explică, n-am verificat funcționarea motoarelor ăsta, că n-am un Android neinstalat. Răspunde tipul. Și eu, pe chestia asta, am comandat un tester care să facă testarea asta cum vrea tipul. Și mi-a bat așa o chestie mică. Fără bancuri, eu am 3 diplome de inginer. Electronică, electrotehnică și comunicații. Cum am reușit să fac asta în 4 ani? Păi simplu. La Școala Superioară de Ofițeri Nicolae Bălcescu. Cum se pot face 3 facultăți în 4 ani? Păi simplu. La noi programul era 11 luni pe an învățământ, 8 ore zilnic. Comparați cu câte ore de învățământ la facultate obișnuită. Ca să nu zic că cele 3 facultăți, primii 2 ani se calcă unul pe... Sunt același lucru, indiferent de facultate. Dar în sfârșit. Iar mă explic asta mult. Și încerc să fiu mai detailat. Și sunt. Am făcut un stand cu testă de servomotoare cumpărat de mine. Special ca să-l liniștesc pe domnul patron. Și am testat pe rând fiecare servomotor care l-aveam. Și spusesem acolo un lucru într-un mail anterior, că unul din motoare blocate, însă celălalt este consecvent. Și tipul n-a înțeles ce aia. Și atunci zic, se interpretează că motorul consecvent nu se învârte. Și am testat simultan câte 2 motoare de astea. Și le-am găsit chiar pe ăla consecvent. Care era consecvent mai departe. Și pe aia zic o chestie, mai finuță așa. Am realizat un clip, dar nu pot să-l trimit, că e prea mare. Însă sunt dispus să-l urc pe canalul meu de YouTube cu comentariile adiacente. Ca să vină în sprijinul cumpărătorilor care, la fel ca mine, au probleme de comunicare. Zic, de fapt am uitat de la ce am început. Nu e vorba de înlocuirea unui produs care costă 14 roni? Și la diverse, îmi pare rău, nu am văzut. Ce zice el? Veți vedea că odată alimentate și folosite corect, servomotoarele funcționale și nu au defecte. Și precizez de ce trebuie să le acționez cu mâna. Astea sunt puse la o cameră web care se mișcă așa și se mișcă și așa.
observați că nici manual. Ei, ce se întâmplă? Asta trebuie ca să se miște de jos până sus. Motorul, în schimb, nu se învârte până lui, are o cursă. Și atunci trebuie să-l ajungi la jumatea cursii, ca la jumatea cursii să fie în poziția asta. Ăsta e motivul care mă obligă. Că altfel s-au vezi tavanul, s-au văzut podeaua. Și în sfârșit, a 11 mai, îmi trimite un răspuns care trebuia să fie primul răspuns. Luni vom expedia către dumneavoastră un servomotor testat. Testat pe dracu. Când l-au expediat, însă tot nu era testat, era blocat. După ce l-am antrenat cu testerul ăla, și-a dat drumul. Și după aia s-au păsuit pe alea. L-am desfăcut. E o chestie extrem de mică și dacă o toleranță de 1 mm prea mult. Asta e toată treaba. Iar el în continuare, după ce s-a liniștit treaba asta, îmi spune, îmi trimite o părerea ta contează. Bună, Dan! Îți mulțumim pentru comanda plasată pe... Deci, în cazul unei experiențe neplăcute cu produsele sau serviciile noastre, te încurajăm să ne contactezi printr-un mail la office.xxx.ro. Cu siguranță vom rezolva problema. Bun. Ce am zis despre acest mesaj? Mă calcă pe bătături. Mai rău decât electromotoarele de 14 lei blocate. Părerea ta contează. Părerea dumneavoastră contează. Îți mulțumim. Vă mulțumim. Mi-a plăcut un tip care în armată, îmi merge amintea, mai rar așa în armată, și care l-a pus pe unul la punct. Zice, eu am o relație specială cu cei cu care am păscut vaca pe aceeași vale. Tu n-ai fost acolo. Mă deranjează grafic. De ce? Am avut o tinerețe, ei sunt de chinuită. Primii 7 ani din viață. Cine mai spune 7 ani de acasă. De ce? Din cauza lui maică-mea. Groaznic. Că maică-mea era una mai ciudată. Părinții erau foarte ocupați. Moșieri. N-a venit timp de ea. Și atunci au pus pe o femeie să ocupă de ea, ca și era moda, într-un anumit mediu. Era o nemțeacă. Așa că maică m-a învățat germana direct. Când a început să meargă la școală, părinții, ca să scape de ea, au trimis-o la pension. Acolo a învățat franceza. Și am învățat bunele maniere. Mă, și m-a chinuit pe mine ca pe hoții de cai, ca să le învăț pe ăstea. Și s-au implantat. Și acum nu mai pot scăpa de ele. Și mă calcă pe bătături că mă ia câte unul de ăsta. Nu mă refer la alte chestii mai pregnante. În mod sigur ca vârstă. Puști față de mine. Părerea ta. Am auzit de multe ori, spus, doamne, păi în engleză nu există dumneavoastră. Dacă se adresează unul reginei Angliei, nu spune tu. Găsește o formulă, chiar fără să-i spună tu, încât să înțeleagă că te referi la o doamnă. Ceea ce nu-i cazul aici. Ați văzut filmele astea americane tâmpite, care sunt recunoscuți pentru lipsa lor de educație. Să întâlnesc doi oameni de afaceri, prima dată. Se prezintă cu numele de familie. Și unul din ei,
de regulă ăla mai pus, mai sus, spune bir. Și el zice, da, bir. Și de momentul ăla se tutuies. E complicat? Nu. De unde ni se trage nouă treaba asta? Din comunism. Din poporul unui muncitor. Care azi îl ia la coada vacii, mâine ajunge director. Și nu uitai când ai ajuns director, că atunci când te adresezi lui ăla care a rămas la coada vacii, să-i folosești prenumele. De ce? Că poi mâine partidul zicea, pleacă la coada vacii. Și ajungeai coleg cu el. Deci nu se schimba nimic că tu erai director. Dar acum, teoretic, după 30 de ani, a trebuit să pricepem că fiecare ne întoarcem în pătrățica lor. Aia de-n 44. Și eu am acest handicap față de colegii mei de scară, de exemplu. Provin dintr-un neam care înainte de 44, din punct de vedere social, exista cel puțin 200 de ani. Și exista bine, foarte concludent. Chiar am găsit niște poze acum, 1902. Sunt la mine postat aici. Niște ascendenți ai mei, încălțați. Și chiar în uniformă. Că neamul meu, cei mai timpiței s-au făcut militari. Restul... Și așa e alt handicap al meu. Eu când mă compar, nu mă compar cu vecinul de acolo, cu vecinul de aici, cu vecinul de aici sau cu vecinul de aici. Mă compar cu proprii mei modele de neamul meu. E greu al dracului să mă pot compara cu ei. Da. Ce părere am despre prestația firmei de ro? Se spune că după 1900, după terminarea războiului, a ajuns premierul Chinei pentru prima dată în Europa, în Franța. Și l-au plimbat ăștia peste tot și l-au dus și la Bastilia. Și l-au întrebat după aia, ce părere aveți despre Revoluția din 1848? Ce a spus chinezul? A trecut prea puțin timp ca să ne putem pronunța. Asta e și părerea mea despre firma din Rom. Perfect s-a comportat chinezul. Îl susțin, vorba lui Mircea Badea. Perfect s-a comportat și negustorul din Rom. Îl susțin, vorba lui Mircea Badea. Și aștept. Însă, tot ca să pun treaba asta aici, ca să mă pot eu descărca, cam că am vorbit de unul singur. Că ați remarcat că dialogul ăsta a început pe 27 de ianuarie și pe 5 februarie vă expediem către dumneavoastră un servomotor. Apropo, uite aici a scris frumos. Deci am răbdare. Însă e de gândit. Ceva ar trebui schimbat. Sau chinezul se alinie la standardele românului, sau românul tinde ca să alinieze la standardele chinezului. E complicat pentru român. Mă gândesc că dacă te duci la alimentară și cumperi un bec, la alimentară. Cu coana aia de acolo, scoate becul din cutie și îl înfige într-o dulie și se aprinde becul. Și îl pune în braț. Aici primești, am cumpărat niște treburi extrem de complexe și zice, are atâtea grame. Ia-l. Păi, ia-l.
Și după aia urmează 11 mile-uri. Până se convinge de ca să-ți dea altul. Am mai citit o treabă care nu știam. Pe net. Zvam. Adică vindeau unul niște baterii, zvam. Ce zvam. Căuta pe net, că eu sunt la facultatea de internet. Google e lectorul meu. Și am descoperit că firmele astea care produc ceva, testează produsele, dar nu iau produs cu produs. Deci, în lotul ăsta, iau așa aleator niște produse și le testează bucată cu bucată. Și dacă rebuturile depășesc 10%, se refuză tot lotul. Și ăla se vinde de către firmă. Cu specificația asta zvam. Și asta ce presupune? Că ăla care a cumpărat lotul să le testeze bucată cu bucată. Și după aceea el garantează că ăsta funcționează. A făcut așa negustorul român? Păi să cumpere un simulator de la costă scump. Am spus eu acolo cât costă. Să stai un om plătit care toată ziua să facă asta. Complicat. Și atunci 11 mile-uri. A trebuit schimbat ceva aici. Aș întreba protecția consumatorilor. Dacă e normal să-ți vândă la kilogram. Pardon. Dar nu mai deranjez pe aia. Am avut niște experiențe neplăcute cu protecția consumatorilor. Cumpărat un calculator și am descoperit un mic amănunt. Mi-au vândut alt model cu performanțe mult mai slabe. Am încercat să rezolv treaba, inclusiv ceea care mi-a vândut a recunoscut. Am primit și de-alea și de-alea. Așa că e posibil să fi primit unul de greșit. Trimez la protecția consumatorilor, inclusiv mail-ul cu coane care recunoaște. După 30 de zile mi-a răspuns, nu se poate rezolva, numai un stoc. M-am blocat. Pe care problema mea că vânzătorul nu mai are în stoc? Se găseau încă pe net calculatoare de ăsta. Vânzătorul trebuia să cumpere un calculator de la, mi-l trimitea mie, îl recupera pe al meu și îl punea în brațe ăla care a vândut și a fost atent ce dracu scrie pe el. Dar inspectorul la protecția consumatorilor asta a găsit. Nu mai aveau pe stoc. M-a deranjat. Da. Eu am un fel foarte lambicat de a vorbi. Nu se înțelege clar ce vorbesc. Nu că nu se aude, nu se înțelege. Aici pe scară, în urma unei însemnări de ale mele, oameni de zăpadă. Unul din vecin a citit și cu un glas de la muncitoresc, vă dam în judecată, ne-ați insultat, a spus că suntem oameni de zăpadă. A fost o demonstrație clară, dar în alfabet funcțional. Omul știa să citească, poftim să auzea, dar nu înțelegea ce aude. M-a iertat între timp, nu mai m-a dat în judecată și foarte mirat că eu trec pe lângă el și nu-l văd. A devenit invizibil. Că el totuși e vecinul meu. Aici unde greșesc vecinii mei, nu numai mei, toți vecinii. Aplică forța regula de 3 simplă. Toată lumea a auzit regula de 3 simplă. Și așa e valabilă. Tradus
scala A, G34, ce spune aia? Cărcații produși de la apartamentul 14 la subsol se întâlnesc cu cărcații produși la apartamentul cu tare. Și uite așa sunt. Tovarăși, aplicând regula de 3 simplu, forțat, producătorii de cărcați la apartamentul 14 trebuie să fie, uite așa, cu producătorii de cărcați la apartamentul 18. E forțat de pe mine. Gata. 30 de minute. Bun. Nu știu când o să mai vorbesc. E groaznic de greu. Ne mai întâlnim. Și trag tare. Vreau să ajung la un an de carantină și merg mai departe cât pot. Că treaba am în casă aici. Și asta e cel mai important pentru mine. Ne mai întâlnim. Stop.